Oana Bebelușa, surpriză de 8 martie pentru toate mămicele. Stai puțin că n-au terminat, stai să le vedem. Faceți-i la loc, vă rog frumos. Bună dimineața, am boate sus picioarele, vârfurile sus. Bună dimineața. Bună dimineața. Am zis așa de 8 martie să venim cu un moment emoționant, pentru că am văzut că toată emisiunea voastră de astăzi a fost așa. Și este în continuare că mai avem foarte multe surprize pentru toate. Noi încă plutim, la fel ca și fetițele, să știi că și noi dansăm aici în platou. Am venit astăzi cu un moment din actul 4, din Lacul Lebedelor. E cu o informație proaspătă, pentru că noi duminică am avut concurs Dance World Cup, care are finala în Jersey. Și am câștigat locul întâi la balet categoria mini cu aceste frumoase baline. Bravo! Felicitări! Suntem foarte mulți. Și vrem să vorbim și cu ele. Cum te numești și spune-mi ce surprize ai pregătit mămicii tale? Iulia Ioana Gherasim. Și ce surprize ai pregătit? Păi am făcut la școală felicitare. Și ce ai scris? Un fragment dintr-o poezie, nu mai știu exact. Zice în poezie să-mi cumperi și cadou... Bun, hai să mergem mai departe aici la o altă prințesă. Cum te numești? Pârvu Sara Andreea. Sara, tu pentru mami ce ai pregătit? O felicitare tot de la școală. Foarte frumos, da? Bravo. Și mami unde e? Ești cu tine, da? Veni cu tine, mami? Nu, e la serviciu, mami. Da. Da? Bun. Avem și un buchet de flori pentru Oana Bebelușa noastră. Mulțumesc! Pentru că este ziua femeii și cu siguranță ai primit și tu foarte multe surprize. Eu am un proiect cu fetița mea, să zic așa. Ea de 2 zile se pregătește să-mi scrie o felicitare și să scrie multe cuvinte acolo frumoase. A făcut la inimioare de azi dimineață, m-a întrebat, să știi, mami, că-ți dau diseară, eu lucrez la inimioare în continuare și scriu, te iubesc, mami. A scris foarte frumos. Cel mai frumos cadou. Da. Minunat. Bun, hai să mergem mai departe la altă fetiță. Cum te numești? Mădulescu Daria Ioana. Ioana, ia spune-mi, ce ai pregătit mami tale de 8 martie? Măi, am făcut la școală un tablou din quilling. Wow! Tablou? Și ce e mai exact în tabloul acela? Niște flori. Flori și un mesaj pentru mama ta, că se uită la noi cu siguranță și zâmbește, că uite, spune din spate să zâmbești. Zi! Te iubesc, mami. Bravo! Bun! Cum te numești? Maria Dragoi. Ce fetiță serioasă? Da. Cum ai spus? Maria Dragoi. Maria, da. Și mămicuța ta ce-a primit azi de la tine? Ia zi-mi, ce-i dat? Un tablou și o felicitare. Ai cea mai bună mamă din lume, nu? Da. Da. Bun, să fie sănătoasă, foarte frumos. Și la Buiana Ștefania. Ștefania, ia spune-mi, cum ai surprins-o tu pe mami în această dimineață? I-am făcut o felicitare. Și ce ai scris acolo? Că o iubesc. Că o iubesc. Ce e mai frumos decât să-i spui mamei tale că o iubesc din tot sufletul? Bianca Nicolae Elena. Vezi ce hotărâtă, direct a spus numele. Bravo, Bianca, ce vârstă ai? 8 anișori. Și mami, cu ce s-a trezit ea în această dimineață din partea ta? Ia zi-mi. Cum pupic, ce mai frumos! Bravo! Mergem mai departe. Izescu Irina Alexandra. Ia spune, Irina, cum ai surprins-o tu pe mama ta? Cu o felicitare. Și ce ai scris? O poezie. O mai ții minte? Nu. Nu? Dar ce ai promis tu mamei tale? Că o să fiu cu minte. Și că? O iubesc. Bravo! Aici, pe cine avem noi? Cozara Ana Maria. Ana Maria, tu ai luat-o pe mami azi în brațe și ai spus cât de mult o iubești? Da, așa. Foarte mult. Foarte frumos. Mergem mai departe. Eva Maria Mihai. Eva, tu cum ai surprins-o pe mami tău în această dimineață? O felicitare. Și ce ai scris acolo? Că o iubesc. Că o iubești mult și că o să fii o fetiță? Cuminte. Și mai avem aici o fetiță la fel de cuminte. Ivanca Ana Maria. Ana Maria. Tu chiar ești cu minte, nu? Serios? O mai super pe mami din când în când? Nu. Din când în când. Rar, dar mami te iartă, pentru că și mămica ta la fel e cea mai frumoasă și cea mai... bună. Cea mai bună și eu iubești tare mult. O fetiță aici, o fetiță mai mare, tu ești o fetiță cu minte? Da, și ascultătoare? Sunt foarte ascultătoare, foarte cu minte, câteodată. Mă refeream la șmecheritele astea mici. Că ele când spun te iubesc și ești cea mai frumoasă și cea mai drăguță mami, după aia vine și cererea. Mami, știi că ea are o căsuță foarte mare, aș vrea să-mi o cumperi. Știi că am văzut niște Lego care niciodată nu zice te iubesc așa. Așa fac toți copiii și așa făceam și noi. Și noi și facem aveți... în continuare. Da, mai aveți un moment pregătit. Foarte frumos pregătit pentru noi, dar nu acum, pentru că acum mergem acasă la o vedetă și ne va ajuta colega noastră Patricia. Bună dimineața, Patricia, unde te afli?
Bună dimineața, dragilor, la mulți ani tuturor femeilor, mamelor, în primul rând. Suntem acasă la o super, super vedetă, Roxana, cum ai spus și tu, la Ornela. Ne-a primit astăzi în casă. La mulți ani, la mulți ani, Ornela, la mulți ani, Zoia, te pup, la mulți ani, Roxana, Raluca și la mulți ani și lui Răzvan, că mâine este și ziua bărbatului, nu? Așa se zice. Așa este. Nu, tu îi spui în avans. În avans, eu îi spun în avans, da. Dragilor, eu am venit astăzi chitită să văd ce are Ornela pe aici prin casă. Și sinceră să fiu, vreau să intru direct în dormitor. A, da? Să văd ce găsesc eu acolo. Ce, hai să mergem. Ce te prindem. Hai, ia să vedem. Să vedem cu ce. Ia. Haide să vedem aici. Uite, hai, o las pe pasticea prima. Deschid eu. Ia, uitați-vă ce cameră MOV are. Deci uitați-vă ce cameră. Da, mie îmi place, mie îmi place foarte mult MOV-ul. Și soțul tău ce spune? Este de acord cu mine, da, 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 cum să nu. Ideea a fost a mea și a mamei mele, atunci când am luat casa, am zis hai să facem dormitorul așa, MOV. Pe această cale, mami, te iubesc și zic și eu în sincer la mulți ani. Uite, vezi, mamei nu i-am zis la mulți ani. Bun, ia să vedem. Aici e dulapul, da? Ia să vedem.